Vă salut! Suntem astăzi în 7 mai, practic o lună trecut, după data de 16, când am pus ultima dată filmulețul cu familia mai frumoasă. Până acum la noi a fost ceva timp mai frig. Familie n-au crescut într-atât încât noi ne-am așteptat că o să fie. Startul a fost bine, dar în timpul ne-a jucat festa, n-a fost ce noi ne-am dorit. În schimb, prisaca asta putem spune că e gata de salcâm. Toate familiile care ne-am gândit că au nevoie de a treilea cat i s-a pus, care au rămas pe două, așa și rămân pe două, sunt familii cu ceva probleme. Cineva m-a întrebat dacă familia aceea am pus încă 13 rame de puiet, nu, n-a pus. În schimb, numărul de rame a rămas același, numai că calitatea sau numărul de puiet e mai mărit. Suntem chiar lângă ea, pot să o arăt cum arată doar deasupra, să vedeți. Are ceva albine sus. Eu m-am întrebat dacă sunt toate familiile din prisaca dată așa. Nu, ci are cum să fie. O să vă arăt și ceva mai slab, ceva mai bun. Cam așa. Va fi bine, va fi frumos. Pentru salcâm, mai bine să ploaie acum decât în timpul florii. Mai vedem și familia dată. Tot. Are ceva albinuțe deasupra. Așa e. Caturile 3 nu sunt populate așa cum sunt de plin și apicultorii să fie plini cu albine. În schimb, tragem nădejde să fie pline cu miere. Cam asta-i, vă doresc la toți numai bine, deja ne vedem, ne auzim în toiul salcâmului.